Când am trezit, mi-a zis, te iubesc, morocănosule. Și eu râdeam. I-am zis și un banc, știam eu unul, bre, mi-e rușine să zic, ce-s copilăriile astea, nu-i așa? Da, sunt copilării și? Păi nu se cade să ne prostim chiar în halul ăsta. Autorul controversatului roman Scrisori către Rita, Ștefan Caraman, a fost starul unui eveniment din cadrul proiectului cultural Mecanici Poetice. Un artist trebuie să fie neconvențional. În momentul când este convențional, nu mai este artist. Este manufacturier. Ce să spun despre mine? Sunt un apropiat al orașului vostru, al orașului Constanța, deși am venit destul de rar, cred că este prima oară sau a doua oară când vin într-un eveniment dedicat mie. Cartea s-a ridicat singură, așa trebuie să ia, să ia. Ea dacă a fost scrisă pe un blog, personajul se afla într-un anumit context care, eu știu, necesita tipul acesta de limbaj, definit ca fiind licențios și așa mai departe. În schimb, am și cărți, mă rog, dacă pot să spun asta, în care se întâmplă, nu, s-a apelat la un limbaj poetic, cu minte, convențional și așa mai departe. Deci nu pot să spun că definește scrisul meu această carte. Este o etapă la care am ajuns. Scrisoarea către Rita a fost distinsă cu Premiul Uniunii Scriitorilor Români, filiala Dobrogea, pentru roman. Scrisă în decursul unui an, pe blogul personal al artistului, cartea a revoluționat interacțiunea dintre autor și cititori. În momentul când am început blogul, când am început să scriu la blog, nu aveam nicio intenție de a finaliza într-o carte. Efectiv, descoperisem lumea asta blogosfere printr-un soi de întâmplare cu unii, da. Și la un moment dat au apărut comentariile, lumea comenta, bine, background-ul de scriitor, pe undeva mi-a apărut ideea că totuși, continuând-o, undeva va trebui să termin într-o carte. A fost o abordare interactivă și m-a interesat foarte mult ce vor ei să afle despre mine, pentru că pot să vin cu un discurs, pot să le spun două vorbe, am ce să spun, însă nu știu dacă ceea ce vreau eu să spun în momentul acela corespunde cu ce vor să asculte în același moment, știi? Atunci, cea mai cinstită formă de a ne cunoaște, până la urmă asta e o formă de cunoaștere, nu? A lansa o carte, dincolo de carte, e vorba de o persoană care apare la un moment dat acolo. Hai să ne cunoaștem. Constanțenii au avut parte de un adevărat spectacol de artă pe scena clubului, în care cuvintele dezgolite de inhibiții au fost îmbrăcate de jocul actoricesc al lui Andu Accente, iar fundalul sonor al evenimentului a fost asigurat de trupa rock Overflow. De data aceasta l-am adus pe Ștefan Caraman pentru că este la nivelul vânzărilor un bestseller pentru literatura română, Scrisori către Rita. A cunoscut deja 4 ediții, o carte construită pe blogul personal care a realizat un fenomen neobișnuit în privința relației cititor-scriitor. Am fost foarte onorați de faptul că a acceptat să vină la Constanța și să își facă cunoscute aceste scrisori către Rita. Prin intermediul proiectului cultural Mecanici Poetice, pasionații de literatură se pot regăsi într-o lume a artei, cu nume marcante în paginile culturii românești și mai ales dobrogene. Lumea citește literatură, citește foarte multă literatură. Noi încercăm să selectăm cât știm noi mai bine sau cât ne place nouă, pentru că primul criteriu este ăsta, să ne placă nouă, și să prezentăm publicului din Constanța, pentru că atunci intră în contact direct cu autorul, îl cunoaște, îi vede sensibilitatea, îi transmite și emoția lui personală și apoi, citind cartea, deschide o altă privire asupra literaturii de astăzi. Pentru că încercăm, scriitorii, să empatizăm mai mult cu cititorii noștri, să ne apropiem, să ne fidelizăm, pentru că fără ei ce-am fi? Organizatorii spun că deja pregătesc și alte seri marca Mecanici Poetice.